Salut mâna domnișoarelor și domnilor, bună seara a domnilor! Din nou, ca întotdeauna vineri, la dialogurile lui Hartman, în fiecare vineri seara pe Metropola TV, Sarmiza Andronic în câteva minute alături de mine în studio și avem doi invitați de marcă, Nando Mario Varga de la Anima News din Israel, ca întotdeauna invitat special și permanent al emisiunii noastre, ne va da un raport asupra situației actuale din Israel. Bună seara, Nando! Bună seara, bine v-am regăsit! Și Norica Nicolai, om politic român, nu mai are nevoie de prezentare. Sărut mâna, Norica, prin ce parte de Europa ești? Prin ce parte de Europa ești, Norica? Foarte aproape de România. Foarte aproape de România, perfect. Deci, vom vorbi în această seară despre situația din ce în ce mai complicată și mai gravă din Israel. În această dupămasă am avut plăcerea să fiu invitat și am participat la un eveniment organizat de către Ambasada Israelului la București cu privire la cei peste 220, nu se știe încă numărul exact, de ostateci. A fi ostatec în secolul 21. A te trezi dintr-o dată luat din casa ta pentru că ești evreu și dus într-o altă țară de organizație teroristă pentru că cineva îți vrea răul. A fi ostatec cu oameni buni în secolul 21, într-o lume care pare că nu mai are nevoie de ostateci, n-ar mai fi avut nevoie de terorism. Avem toate mijloacele de comunicare în care să ne exprimăm bucuria, fericirea, frustrarea, supărarea, nervii. După ce am ucis părinții, am luat ostateci copiii. Și 7 octombrie în Israel, astăzi nu se mai amintește. Bestialitatea actului terorist din Israel nu se mai amintește. De parcă ar fi vina Israelului. De aceea, în această seară, ne vom referi de foarte multe ori la ostateci. La drama fundamentală a ostaticilor. La statutul lor. Și de aceea, datorită faptului că avem și un interviu de câteva minute cu ambasadorul Israelului la București, rog pe cei din regie să începem cu acest interviu și apoi să începem să comentăm. The situation now is that following this barbaric attack by Hamas, Israel now is taking the measures to defend itself and has decided to eradicate completely the military capabilities of Hamas. And therefore we have entered with great force into the Gaza Strip, not before we have asked all the population from the northern Gaza Strip to evacuate. What we are seeing is that the Hamas terrorist organization, together with other organizations, are trying to prevent that from happening, and therefore the civilian toll is high, and that's very regrettable, but it's completely the responsibility of Hamas. Israel is resolute to bring all our hostages back home, and therefore we have to continue pressing until we eradicate this organization. În aceste zile are loc un război propagandistic la scară globală. Observăm că subiectul ostaticilor este pus în plan secund. Cum răspunde guvernul din Israel la încercările propagandistice de a justifica răpirea unor civili nevinovați din casele lor și ținerea lor ostatici de către o organizație teroristă? It is very obvious that the terrorist organizations are trying to play the psychological warfare by putting hostages and trying to split between the government and the people of Israel. This completely failed. All the Israeli televisions are refusing to put these videos and to show them to the people because they know that this is a very lousy and very malign attempt to prevent us from doing what we have to do. This is not going to stop us. We know that the only way of bringing our hostages back is to put military pressure on Hamas. This is the only way in which they are going to release information, in which they are going to ask for a ceasefire. We cannot give them a ceasefire. We will only allow that if they free hostages. If not, we are not going to allow that. And this is very clear, we are very resolute, and the only way to bring the hostages is to eradicate Hamas.
Din declarațiile primului ministru Netanyahu, Israel nu va negocia cu teroriștii Hamas. Sunt state precum SUA sau Qatar care fac acest lucru. Ce intenționează să facă guvernul dumneavoastră pentru eliberarea cetățenilor israelieni cu dublă cetățenie în We are not differentiating between Israelis that have an additional citizenship and Israelis that don't have additional citizenship. For us, we have equal duty. Once we fail to protect our civilians, to bring all of them back home. And it is right that some of the hostages have double nationality. We are working with the governments that have these citizens, that these citizens are of them are hostage, to work together to put pressure on Hamas. And we are putting pressure on Hamas by pressuring the countries that are close to Hamas, especially the Qataris, which are hosting the terrorists. So as much as all these countries put pressure on Qatar and other countries and other factions, we believe that this can help in, first of all, bringing more information about the hostages, but also in the complete release of all the hostages. La ultima întâlnire dintre prim-ministrul israelian și prim-ministrul român, Marcel Ciolacu a cerut ajutor pentru evacuarea românilor cu dublă cetățenie din Fâșia Gaza. În ce stadiu sunt acum acestea? We are working together with the Egyptians to try and open the Rafah crossing point in order to evacuate all citizens, all foreign citizens from the Gaza Strip. There are many thousands of them, including 200 Romanians. I have been personally in contact with the office of the Prime Minister, with the Foreign Ministry here in Romania, and with the authorities in Israel, the coordination authorities, in order to convince them and in order to push them to give priority to Romania, because Romania is not only a very good friend of Israel, Romania is playing a very important role in helping us release the hostages. And we have the duty to help Romania and to help all Romanian citizens that are stuck in Gaza. Și ne-am întors, Armiza Andronic a revenit exact cum v-am spus în câteva minute la începutul emisiunii. Să rămână Armiza. Bună seara, nu puteam lipsi, nu știi putem foarte lipsi. Bine. E normal, sunt aici nu. La datorie. Da, chiar eram noi disperați, mai ales băieții, eu cu Nando eram disperați că nu că ai întârziat, presupun că traficul. Ceea ce nu se întâmplă. Ceea ce nu se întâmplă. Tu ești prima de altfel care vii, da. Chiar înaintea mea, cred presupun că traficul din București. Traficul din București ca de fiecare dată. Da. Da, asta este un subiect pe care probabil o să trebuiască să-l discutăm la un moment. La un pentru moment, că da. Este de mare interes. Exact. Sarmiza Andronic, așa cum am anunțat, ne vom ocupa foarte mult în această emisiune, în aceeași serie de suntem foarte departe de pace, pentru că suntem foarte departe de pace, nu numai de situația cumplită, care pare a nu, nici măcar, este atât de instabilă, este atât de dinamică și care pare a se dezvolta din ce în ce mai mult din Israel și vom vorbi și despre ostaticii pe care care sunt folosiți de către organizația Hamas și mai multe state arabe ca instrumente de presiune asupra statului Israel. Să știi că înainte de asta vreau să îți spun că am urmărit cu mare atenție interviul și te felicit pentru asta. Da. Nu, trebuie să o felicităm pe Ștefania Tomotaș. Da, nu, sigur o tânără. Un minut, vreau să o felicit pe Ștefania Tomotaș, o tânără reporteriță absolut uluitoare. Un frig, era un frig afară, mai ales în piața Palatului Regal. Sub un vânt, noi ne așteptam să înceapă nisoare, ploaie, ce Dumnezeu să se întunecase la un moment dat. Vreau să o felicit și vreau să-l felicit și pe operator. Din nefericire, nu i-am avut numele la timp. Amândoi au făcut o muncă extraordinară pentru a avea acest interviu în timp. Cred că preocuparea asta a ambasadorului ne liniștește cumva, având în vedere că, iată, există o zbatere serioasă pe zona asta, să ajutăm românii din Fâșia Gaza. Pare că lucrează foarte bine cu toate guvernele, sau cel puțin așa spunea mai devreme, că există un interes sigur pentru a elibera ostaticii și mă bucur să aud toate aceste lucruri. Mi-a plăcut însă foarte tare când a spus că nu face diferența între cei care sunt cetățeni israelieni și cei care au dublă cetățenie. Da. Și asta înseamnă că există o prioritate pentru ei, ceea ce mă bucur. Și există și o nuanță. Israelul nu negociază, dar pune presiuni pe statele al căror cetățeni au fost răpiți pentru
a obține eliberarea acelor state. Și problema este că, parcă vedem, nu știu, Nando, și încep cu tine, Nando, parcă vedem soluția finală, evreii fără al doilea pașaport, Hamas a și anunțat, Qatarul de altfel a și anunțat, marele actor diplomatic, așa zis, de pace, marele finanțator al Hamas, că nu va elibera o state, ci cu o singură cetățenie, adică se referea numai la izraelienii fără al doilea pașaport. Nando, mie mi se pare acest lucru absolut oribil, absolut crâncen. Deci întâi ar trebui, și mai discutam cu mai mulți alte persoane, mai mulți ziariști, să vedem niște dovezi clare că aceștia state își trăiesc, că aceștia state sunt în viață. Nu două, trei persoane care apar și sunt folosite drept de propagandă și atunci să știm că pornim la ceva sigur. Ce înseamnă, ce înseamnă, o clipă, sunt peste sunt 220, înțeleg că există o... Am văzut o sursă de presă în care eu am foarte mare încredere, mi-a dat întotdeauna din zonă, vorbesc din Israel, mi-a dat informații foarte, foarte bune, că de fapt n-ar fi numai 220, că de fapt există acum de o săptămână, este o învolburare la nivel de servicii, de membri ai aparatului de securitate, că ne apropiem de o cifră halucinantă de aproape 230, pentru că de fapt s-a identificat o nouă, să spunem așa, o suborganizație sau subgrup terorist de care se știa foarte puțin. Deci ce înseamnă dovada de viață? Pentru că tot Hamasul ne tot anunță și anunță lumea că datorită bombardamentelor izraeliene, datorită răspunsului militar izraelian, au mai murit ieri 50, alaltă 20, alaltă 70 de ostate și în curând nu o să mai avem numărul de ostateci. Adică ce înseamnă acest lucru pentru tine? În primul rând, nici asta nu suntem siguri. Dacă au decedat cei 20, 30, 50, Hamasul merge pe un scenariu psihologic foarte dur. Însă, el care este specializat în așa ceva, am constatat o chestie, cred că ați observat și voi. Au prezentat imagini cu ostateci, eu știu, în vârstă de 30, 40, până la 60, 70 de ani. Și nu cu copii. Și nu cu copii. Și știm că sunt foarte mulți copii. Trebuie să spunem cifra, sunt peste 30 de copii minori, ai căror exact. Părinți le-au fost uciși în fața lor și ei au fost luați ostateși. Mai mare barbarie de secol 2 era noastră, mai mare barbarie de mediu nu am auzit, dar continuă, Nando, te rog. Așa, și nici nu ne putem imagina în ce trec acești copii care, pe lângă traumele pe care au trecut în momentul când și-au văzut părinții uciși, poate cei mai mici n-au înțeles cei mai mici, dar imaginează-ți un adolescent că a înțeles. Exact. Acum când sunt singur, în întuneric, în tunele, nici măcar n-are cine să-i mângâie, cine să le încearcă, să le dea o senzație de... dacă nu de securitate, măcar de... Nu, dar de mângâiere, pierderea părinților, atenție, ei trec în acest moment printr-un post-mortem. Ei trebuie să-și facă post-mortem-ul. Și exact. Nu sunt lăsați. Acum, întrebarea este, da, se punea întrebarea de ce, și mă puneam și eu mult timp, de ce nu apar imagini cu copii. Fiindcă Hamas realizează acest fapt. Că în momentul în care apare nu imaginea unui copil care sufere acolo, ci măcar umbra unui copil care apare, toată lumea e oficial împotriva lor, fiindcă întotdeauna prezentarea unui copil și drame unui copil este mult mai dramatică decât dacă poți face comparația, dar se pare că ei fac această comparație. Da. Apropo de... Deci vorbim și de o lipsă de imaginație, spui tu, adică în acest război crâncen ideologic împotriva Israelului, repet, noi parcă am uitat de 7, noi parcă am uitat de crimele făcute în acest atac terorist. Noi vorbim de europeni și de așa zisa societate, așa zis stângiși, progresiștii din Europa și din Statele Unite. Noi am uitat de crimele care au declanșat acest răspuns militar ferm izraelian. Avem de-a face, presupun, și cu o lipsă, Nando, de imaginația teroriștilor, ceea ce mă miră. Norica Nicolai. O secundă înainte de doamna Norica. Vreau să apropo de lucrul acesta. Da. Europa începe să se trezească. Elveția a recunoscut Hamasul drept organizație teroristă. După 50 de ani. După 50 de ani. A dat exact. Dumnezeu. Da. Da.
Deci înseamnă că acest șapte uneori nu este uitat, acest șabat negru. Da, ce șabat negru, exact. Norica Nicolae, să rog mâna din nou. Sarmiza, prietena noastră, este în studio. Tu ai fost înaintea ei. Poți să crezi așa ceva? Că tu ai fost înaintea lui Sarmiza? Da, eu eram pe telefon. Norica, om politic român, ai fost europarlamentar, ai fost demnitar al Parlamentului European, ai văzut multe în comisiile tale de anchetă din situația din Caucaz, din aproape de granița cu Orientul Mijlociu. Spune-mi și mie, ca om politic european, cum definești situația actuală a ostaticilor? Ce crezi că ar trebui să definească situația actuală a ostaticilor? Urgența? Faptul că ar trebui să ne realiem absolut proiectul israelian de a salva acești ostateci? Ce crezi ca un politic european? Domnul Herman, dacă îmi permiți mai mult de un minut, eu v-am ascultat foarte atent. Fără îndoială, luarea de ostate știm foarte bine că este prohibită prin convențiile de la Geneva, este crimă de război. Din punctul meu de vedere, pentru, nu numai pentru Israel, și pentru întreaga comunitate internațională, eliberarea ostaticilor este o prioritate, pentru că asta înseamnă respect față de individ, care este una din supremele valori pe care Occidentul le îmbrățișează, le protejează și le promovează. Carta Națiunilor Unite, Declarația Drepturilor Omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, nu trebuie să mai amintesc instrumente juridice care protejează viața individului. Deci dacă Occidentul vrea credibilitate în fața propriilor cetățeni, trebuie să se mobilizeze pentru eliberarea ostaticilor. Asta este o chestiune care este de nediscutat din punctul meu de vedere. Norica, cu condiții impuse Israelului sau fără condiții? După părerea mea, fără condiții, pentru că este o prioritate pentru noi toți, nu numai pentru Israel. Și în acest context, în opinia mea, Hamasul a înțeles foarte bine aceste mecanisme și eu cred că ostaticii sunt în viață, dar sunt folosiți ca șantaj public. Vă întrebați mai devreme de ce nu apar imagini cu copii. Știm foarte bine că de-a lungul disputelor între Palestina și Israel, imaginile cu copii au făcut să se schimbe opinia publică într-o formulă sau alta. Când Israelul arăta crimele comise de Hamas pe teritoriul lui, opinia publică era permanent pro-Israel. Când Hamasul a înțeles puterea unei imagini cu un copil răpit, au început și ei să facă același lucru și lucrurile cumva apălteau. Deci nu vor arăta niciodată imagini cu copii, pentru că știu foarte bine cum subliniai, că aceste imagini pot schimba percepția publică. Pe ei interesează în momentul de față să crească valul de suport pentru Hamas și pentru Palestina și nu să-și înlăture acest suport public, pentru că este practic, dacă ne uităm lucid la ceea ce se întâmplă în lume, este singurul lor aset. Niciodată o organizație teroristă nu va învinge un stat, cum spunea Harari. Da. Decât dacă statul reacționează prea mult și atunci creează mai multă emoție decât trebuie. Dar o clipă, pentru că ceea ce este foarte interesant este toate analizele pe care noi le vedem, în toate analizele de război psihologic la care este supus Israelul, observăm că de fapt războiul la ora actuală între Israel și Hamas pare a fi doar o componentă a războiului psihologic. Războiul psihologic și războiul de imagine care se duce este virulent, este violent și este absolut genocidar în acest moment și din nefericire foarte mult s-au îmbrățișat. O clipă, Norica, o clipă să pun întrebarea. O clipă să pun întrebarea. Ce instrumente are Uniunea Europeană? Europa, să spunem, coalizat, Occidentul, da, european, ne vom referi după aceea și la Statele Unite. Dar tu ca un politic român și european, ce instrumente are de a lupta pentru a reaminti tot timpul că întâi a fost 7 octombrie și apoi replica militară? Asta poate să o facă la nivelul fiecărui stat membru și prin declarații sau prin rezoluții ale Parlamentului European. Din păcate, a sesizat că n-au făcut-o.
Nu, n-au făcut-o, asta este problema. Avem o rezoluție care se pregătește în Congresul Statelor Unite de către noul speaker, care se va referi exclusiv la ajutorul și suportul pentru Israel. Văd că Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul European, măcar... Nu, la nivel de conducere, într-adevăr, nu există prea multe păreri, nu prea avem poziții atunci, publice. Și, da, și atunci ce facem? Nu avem. Păi nu, nu avem. Da. Și atunci s-ar miza. Ce facem? Pentru păi, că noi uităm că totuși avem 30 de copii, dacă nu mai mulți, oare dintr-o pudicitate, și Nando ne va povesti după aceea, ne va răspunde la această întrebare, dar oare dintr-o pudicitate sau chiar din civilitatea statului Israel, noi încă n-am văzut fotografiile blestematului de Shabbat. Sarmiza, ce facem totuși? Noi avem acolo, lăsăm statele să negocieze eliberarea ostaticilor cu pașaportul lor, dar nu facem aceeași discriminare pe care o făcea Crucea Roșie Internațională în lagările de exterminare naziste din Polonia ocupată sau din teritoriile ocupate de Germania nazistă, când vizitau pe cetățenii altor state și niciodată pe evreii din lagăre? Eu voiam să punctez două lucruri în timp ce ascultam pe doamna Norica Nicolai. În emisiunea trecută am și spus că acest război imagologic este unul atipic pentru că s-au folosit copiii foarte, foarte, foarte mult. E, uite, acum nu se mai folosește. Și Nando și Norica ne spun la fel. Bun, ăsta este un aspect, ceea ce e, mă rog, s-a explicat aici în emisiune, am înțeles. Dar ai anticipat cumva ceea ce voiam să o întreb eu pe doamna Norica Nicolai, având în vedere că vorbim totuși de niște țări care sunt deopotrivă și care vorbim despre niște ostatici care sunt deopotrivă și cetățeni europeni. Și voiam și să întreb, bun, eu vorbeam acum de țările de Europa. De Europa vorbeam, pentru că văd că liderii europeni nu spun nimic, nu înțeleg de ce nu se fac mișcări și nu înțeleg de ce nu există acest instrument despre care colegul meu de platou v-a întrebat. Nu înțeleg, de ce credeți că tac acești conducători ai Uniunii Europene? De ce pare cumva că le e teamă sau sunt discreți sau nu i-am văzut niciodată atât de tăcuți? Și Nando ne va răspunde la întrebarea ta după Norica. Nimeni nu a luat atitudine. Am văzut că nici măcar președinții de state din Uniunea Europeană nu iau atitudine, mai degrabă miniștrii apărării sau miniștrii de externe, dar mai puțin președinții de stat din Uniunea Europeană. Deci, dacă vreți părerea mea sinceră, sigur, Uniunea Europeană a eșuat în a avea o politică externă comună. Atunci când ai jucat pe un val migrator care acum ți se întoarce în față și te-ai trezit cu 50 de milioane de cetățeni de etnie musulmană, în special arabă, ții cont de asta pentru că principala prioritate a liderilor, îmi pare rău să o spun, sunt situațiile interne care decurg din alegeri. Toată lumea dorește să-și conserve puterea și atunci este foarte atentă, foarte grijulie în modul de reacție. Nu vă așteptați de la Uniunea Europeană la o reacție fermă. Trebuie să ne așteptăm de la statele membre care au capacitatea să utilizeze instrumente diplomatice, persuasive, să procedeze la această eliberare. Dar în opinia mea, tot ce s-a întâmplat începând cu 7 octombrie este un eveniment foarte bine pregătit și face parte dintr-un război psihologic global care este un război de așezare a falilor de putere. Dar România are astfel de instrumente persuasive la care faceți trimitere? Credeți că România ar putea să aibă România pentru că ea în mod tradițional a avut o relație bună și cu statele arabe, inclusiv cu Palestina. Noi avem o ambasadă la București și cu Israelul. Deci România întotdeauna a privilegiat ideea celor două state. E, în momentul de față ar avea capacitatea și cred că există și relaționările necesare ca să preseze pe statele care sunt relevante și care astăzi în Orientul Apropiat se erijează în state binevoitoare față de acest subiect,
ca și românii să fie eliberați. Pentru mine nu există dublă cetățenie. Sunt cetățeni români atâta vreme cât au cetățenia română. Fără relevanță dacă au și altă cetățenie. Da. Norica, să ne ferească Dumnezeu de statele benevolente. Întotdeauna i-am spus că o formă severă de antisemitism sunt statele prietenoase care sunt benevolente. Nando, răspunde, te rog, la întrebarea Sarmizei și apoi trecem la următorul șantier de lucru al emisiunii. În primul rând, să rămânem în lumea cetățenilor străini, dublă cetățenie și totul lucrează asta. Astăzi, 342 de cetățeni străini au părăsit fâșia Gaza prin Rafah. Da, ambasadorul israelian la București, întrerupă, a și declarat că Israelul lucrează cu Egiptul, conlucrează cu Egiptul pentru asigurarea trecerii a mii de cetățeni, nu numai occidentali, și sunt și cei 200 de români care au cerut repatrierea. Deci, care... Cred că e vorba mai mult de 200 de români. Ce? 235. 235. Ambasadorul 35. Vorbea de 200, nu da. Contează. Deci, cum am spus, cred că e mai mult vorba de românce care au 242, pardon, uite, mi se spune din tehnică, de fapt, sunt vorba. Așa a declarat ambasadorul. Ca să fim pe exact corectitudinea informației exact, date de ambasadă. Da, te ascult, Nando. Da. Ok, deci aceste discuții continuă. Nu mai rețin bine întrebarea ta. Eu vă întrebam de ce credeți că șefii Uniunii Europene sunt atât de tăcuți și de ce nu vedem declarații de la nivelul șefilor de state și vedem mai degrabă declarații, foarte multe declarații din partea miniștrilor de externe sau a miniștrilor de interne. Da, uite, Iohannis e foarte tăcut zilele astea. De ce credeți că există această tăcere din partea mai marilor Uniunii Europene? Ok, ceea ce vreau să spun, să nu uităm totuși că francezii, președintele francez, premierul englez, cred că și cancelarul german au luat poziție efectivă împotriva ceea ce se întâmplă. Nando, te voi opri. Președintele francez a fost ultimul. Pe neamț l-au pus cu burta pe tarmac. Da, exact. Da? Singurul care a avut o poziție reală a fost Rishi Sunak al Marii Britanii, care s-a dus ferm atât la Ierusalim și împotriva unei prese britanice înfiorător de pro-palestinieni, a luat poziție în Parlamentul Britanic. Fermă deci pentru... Deci am înțeles, a și demis un deputat. Deci, iartă-mă, vorbești de franțuz și de la pus cu burta pe tarmacul avionului, te rog, continuă, dar nu m-am putut abține să nu fac aceste corecturi necesare. Cei doi despre care vorbea colegul meu, de altfel fiind foarte activi vis-a-vis de orice altă problemă. De orice altă problemă, numai problema atentatului terorist și a ostaticilor. Da, Nando, te rog, continuă ideea. Eu cred că, așa cum spunea și premierul Netanyahu la un moment dat, teama că Europa este următoarea victimă în vizorul terorismului face să rămână precauți. Te întrerup din nou, iartă-mă. Tocmai ieri a apărut în Ungaria, în limba ungară, raportul declasificat de către șeful Comisiei de Securitate al Parlamentului Ungar despre pericolele pe care actuala situație din Israel, pericolele teroriste le presupune în Europa. Serviciile secrete ungare sunt foarte clare și declasificarea făcută de către un membru al partidului Fidesz al premierului Orban, este clar că este la aprobarea premierului Orban, că nu o făcea așa de capul lui. Declasificarea ne arată limbajul serviciilor secrete ungare este extrem de dur și extrem de clar. Vor exista atentate majore teroriste în Europa ca urmare a incapacității Europei de a gira acest dialog despre situația din Israel. Te rog, continuă. Păi, ce să mai continui? E răspunsul. Răspunsul la întrebare de ce. N-am vrut să-ți răspund. Din păcate, e real. Ce spuneam, teama asta îi face să... Acum, revenind la relațiile noastre, vreau să spun că mâine... Da. În primul rând vreau să spun altceva. Întrucât emisiunea este transmisă vineri, deci astăzi... Și noi suntem vineri. Suntem în direct. Eu ce spun că suntem vineri. Transmisă vineri, se împlinește o lună mâine, de la Sâmbăta Neagră. Exact. Să nu uităm lucrul acesta. Da. Și așa cum spuneam și am avut o discuție și cu rabinul Wasserman, rabinul evreilor originar din România, deci în Israel, pur să ne rugăm
pentru cei care au dispărut. Apropo de dispăruți, în doar o zi, peste 19 soldați israelieni au decedat în luptele din Gaza, ceea ce vorbim de copii. Vârstele sunt 18, 19, 20, 21 de ani. În atacuri cu rachete împotriva tancurilor care se aflau și peste 326 de soldați israelieni au murit din Sâmbăta Neagră, din Șabatul Negru. Am înțeles, dar spune-mi un singur lucru. Eu te întreb acum, că eu sunt, asta e Hartman și ești la dialogurile lui Hartman. Eu te întreb direct, Nando, este invazie terestră sau nu? Pentru că văd că până acum statul israelian a refuzat să ne spună, dar mă uitam pe hărți, din nefericire n-am avut tehnic timp să o trimit celor de la colegilor mei de aici. Armata izraeliană este aproape de mare, de plajă. N-a ajuns chiar pe plajele mării, dar în Gaza, pe una din porțiuni, să fim foarte clari, a intrat foarte adânc în teritoriu. Bineînțeles, da, guvernul Netanyahu refuză să spună că Gaza. Da, sunt aproape. Tancurile se pare că au apărut chiar în periferia orașului. Deci, este invazie sau nu? Ce este? Ce se întâmplă în acest moment? Vreau să spun o chestie. Este foarte interesant. Încă se evită o invazie la nivel înalt, așa cum s-a întâmplat la celelalte operații. Se evită sau se evită declarația publică a unei invazii? Nu, se evită efectiv o intrare masivă, masivă în Gaza. Încă folosesc ceea ce am început acum, acele rachete speciale, da. Înțelegi, pentru a elimina și pentru a asigura cât de cât securitatea militarilor care pătrund. Dacă ar fi existat o pătrundere efectiv masivă pe terestră, din păcate, victimele ar fi fost mult, mult mai mari, fiindcă oricât ar bombarda ai noștri tunelurile, se evită tocmai datorită victimelor care pot fi inclusiv ostatice, de care tot vorbim și care sunt în tuneluri, să se bombardeze, de exemplu, tunelurile din jurul sau de sub Spitalul Central din Gaza, unde se află centrala Hamas. Deci, încă nu s-a intrat terestru la nivelul la care se aștepta sau la care s-a făcut la operațiuni anterioare. Dar să știți că și șeful statului major, iertați-mă, și șeful statului major din Israel spunea că se operează în fâșia Gaza cu mai puțin de jumătate din puterea forțelor aeriene. Și că Israelul este pregătit, dar nu este încă 100% acolo. Nu este. În plus, uitați că în secunda asta Israelul, divaghez la Gaza, se află practic pe 3, dacă nu chiar 4 fronturi. În același timp, se află în același timp. Deci ne aflăm în cel nou, cel din Eilat, unde rebelii Houthi trag rachete. Sunt susținuți de Iran puternic. Apropo, unul din liderul Hamas urmează mâine să ajungă în Iran. A, șeful, ca să fim clar, șeful biroului politic Hamas. Politic Hamas, da. Se află în Iran mâine. Al doilea front este cel de la granița cu Hezbollah. Și apropo de aceasta, deși există teama că Hezbollah va intra, Casa Albă a anunțat va intra unde? Hai să fim mai specifici, Nando. Va intra în război? În nordul, pe teritoriul israelian. Da. Și va începe un război. Pe de o parte, francezii, mi-am amintit de ei, au anunțat serviciile secrete că Libanul n-ar niciun interes să înceapă un nou război cu Israelul, fiindcă avea de pierdut. Casa Albă susține că temerea că gruparea teroristă Hamas va începe mai puternic să intre în teritoriul israelian nu este susținută de informații concrete în acest sens. Asta e al doilea front. Al treilea front este cel din nord, pe platoul Golan, cu Siria. Și al patrulea, normal, sau practic primul care a fost, este cel din fâșia Gaza. Nando, te opresc aici. Vom discuta în a doua oră despre exact această strategie a mai multor fronturi pe care se pare că Iranul a pregătit-o prin organizațiile sale teroriste proxy. În a doua oră vom discuta. Norica, mai sunteți acolo? Mă întorc la tine. Mai sunt și chiar aș vrea să mă pronunț asupra acestei chestiuni. Te rog, exact asta. Deci, am vrut pe
Cristian, că mai avem câteva minute până la dictatura pauzei publicitare și da, voiam deci, din punctul meu de vedere, cred că declarația de mâine a liderului Hamas va fi o declarație de război. Eu cred că strategia care a fost concepută de Iran, de oricine altcineva, poate China, pentru că ea este principalul competitor al Statelor Unite în acest conflict și unul din marii beneficiari. Sau poate China a fost luat prin surprindere, Norica, poate Rusia să fi pregătit China doar acum să gireze acest nou conflict, mai ales în apropierea întâlnirii între președintele Xi oricine ar fi pregătit-o, domnul Hartman, este foarte grav. Deci, după părerea mea, trebuie să se aștepte Israelul la mișcări succesive ale acestor organizații teroriste care au înflorit după primăvara arabă și au devenit greșeala mai puternice unele din Norica, ele decât greșeala statele. Lui Obama. Greșeala strategică a lui Obama. Eu cred că despre asta vorbea președintele Biden când vorbea de greșeli. Îmi pare rău, Obama, marele nostru președintele mitic al Statelor Unite, el este cel care distruge acest echilibru obținut în 40 de ani, da? Absolut. Deci, cum îl cheamă, Mubarak al Egiptului era urmașul lui Nasser și al lui Anwar el-Sadat asasinat. De cine? De frații musulmani. Da? Absolut. Gaddafi reușește un echilibru. Atâta vreme cât a existat stabilitate în zonă, Israelul n-a avut niciun fel de problemă. Țin minte că m-am întâlnit de câteva ori cu fostul președinte Peres și despre asta discutăm. Primăvara arabă, cum spune Harari, a făcut ca mușuroiul de furnici să rămână necontrolat. Și atunci el este un mare pericol, nu numai pentru Israel, ci și pentru Occident. Am înțeles. Bun, hai să ne întoarcem totuși la discuția despre ostateci. Norica, vor fi eliberați în mare parte. Ce ai spus că n-am auzit? Eu cred că vor fi eliberați în mare parte în valuri succesive. Și ce va da Israelul pentru așa ceva? Stai o clipă, că asta e foarte interesant. Lăsând că am două întrebări pe tema asta ție, mai ales că tu ai fost și procuror, deci cunoști și mentalitatea criminală. Ce va da Israelul pentru aceste valuri succesive? Și doi, ce faci totuși cu evreii din Israel care nu au alte pașapoarte decât cel israelian? Mi se pare o segregare de tip nazistă, ceea ce acceptă toate țările occidentale pentru a salva proprii cetățeni și, bineînțeles, politica Hamas finanțată de către Iran. Deci, după părerea mea, sigur, ai perfectă dreptate în ceea ce afirm, dar după părerea mea, îi vor elibera inclusiv pe o parte din ostaticii evrei. Pentru că dorința lor este să toți demonstreze că evrei, în zona atenție. Ei sunt băieții buni, toți iar Israelul este cel care i-a atacat. Da, Norica, toți sunt evrei. Ostaticii toți sunt evrei. Așa. Dar cei care nu au alt pașaport decât cel israelian, tu spui? Eu cred că vor fi eliberați. Da, stați o secundă, că acum vreau eu să vă întreb ceva. Stai că n-a răspuns la a doua întrebare. Păi da, o ajut cumva. Dacă Hamasul, în momentul în care a luat ostatice, a făcut-o cu o gândire bine stabilită. Dacă dumneavoastră spuneți că ei vor fi eliberați, înseamnă că scopul Hamas a fost atins vis-a-vis de acești ostatici? Bună întrebare! Da, ei au folosit luarea de ostateci pentru a se promova ca victime ale acestui conflict, nu ca agresori. Și acum arată că este o organizație binevoitoare și umanistă. Au câștigat multă simpatie publică la nivel global, vedeți ce se întâmplă. Și în momentul ăsta vor juca cartea ostaticilor pentru a-și consolida această simpatie. Dar Norica, nu cumva, și Nando o să-mi răspundă după aceea, după tine, Norica. Dar, Norica, nu cumva tu ai spus că luarea ostaticilor a fost și pentru promovarea unei imagini mai umaniste, mai neteroriste. Sigur. Dar nu cumva totuși și pentru a se proteja în lașitatea lor, pentru că au crezut că Israelul nu-i va bombarda atât de puternic, având în vedere că Israelul știa de existența celebrelor tuneluri de sub orașul Gaza. Nu, pentru că de regulă ei au făcut ceea ce au făcut în octombrie pentru a crea o reacție foarte dură, pentru a-și consolida calitatea de victimă. Au luat ostateci pentru a juca pentru imaginea lor mai umanistă sau umanizată pe plan global.
Am înțeles. Nando, care este opinia ta? De acolo, din Israel, de la locul faptei. Dați seama că nu putem accepta acest lucru. În primul rând, nu putem accepta toate imaginile care au fost și care au făcut și publice. Nu știu cum poți câștiga crederea sau faptul, poziția de victimă în momentul în care se văd acele imagini, în care ucis atât de mulți oameni. A fost doar o încercare, a fost doar o încercare, nu înseamnă că le-a ieșit. Dar a prins, nu a prins, că uită-te, vorba lui Norica Nicolae, uită-te la manifestațiile de pe străzile occidentale, uită-te la strigătele lui Greta, biciclista, triciclista, sau cum îi spunem noi în glumă. Uite, nu le-am văzut. Așa, care spune free Palestine, eliberați Palestina. Nu știu de cine să o elibereze. Adică, da, Nando, te-am întrerupt. Da. Nu știu, nu. E punctul vostru de vedere, al meu nu este. Dar care e punctul de vedere al tău? Asta vrei să știm. Ca israelian, nu. Asta a fost o mișcare gândită peste 2 ani de zile. Pregătită. Gândită și pregătită. Poftim? Asta am spus și eu. Crede toată lumea acest lucru. S-a vorbit despre asta în spațiu public foarte mult în România. Ok. Deci a fost gândită. Nu știu, mie mi-e greu să înțeleg, să cred. Poate doamna Norica are dreptate, dar mie personal mi-e greu să cred că s-au gândit să... Eu știu, să impresioneze, să apară de victime. Cred mai mult înclin spre ceea ce spuneai tu, Hartman, că n-au putut ceva decât să folosească în lașitatea lor, așa cum ai spus tu, aceste victime. Eu așa cred. Da, eu văd ca un instrument strategic de a potoli mânia Israelului. Eu cred că i-au făcut un calcul greșit, dacă este. Și doamnele, aici îmi pare bine că în studio avem două puncte de vedere care se opozează într-un fel, sunt opozante, dar eu cred, Norica Nicolae, Sarmiza Andronic, eu cred că în lașitatea lor au sperat ca Israelul nu va reacționa ferm. Dar eu n-am spus că sunt de acord cu doamna Nicolae. Eu am adresat o întrebare și totuși mie îmi lipsesc niște elemente ca să iau o decizie și de o parte și de alta. Am înțeles. Eu nu sunt de acord cu, sau am semne de întrebare și vis-a-vis de părerea voastră și vis-a-vis de părerea doamnei Nicolae. Adică după... Pentru că mie mi se pare că în momentul în care vezi că țările vor să negocieze cu tine. Așa au vrut. Strategic, asta au vrut, Sarmiza. Și tu le dai drumul. Până la urmă negociezi ce? Îți spun eu ce. Pentru că... Presiunea asupra Israelului. Asta face Hamas. Exact. Bine, presiunea asupra Israelului. Foarte adevărat, dar lucrul ăsta nu se întâmplă. Ba da, se întâmplă. Cum? Cum? Stai o clipă. Cu eliberările care au început. Da, eliberările au fost din Statele Unite. Gândește-te, Franța, nu, alea din Statele Unite, Spania, nu, să știi că Franța, trupe Spania, speciale americane acum Marea sunt Britanie. În nu, n-au început. Americanii n-au ieșit încă din Gaza. Cetățenii au început din... să iasă. Au început să iasă. Prin RAF. Cum se cheamă punctul? Pe punctul de RAF. Rafa, așa. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă știți cumva, a fost ieri o informație în spațiu public, dar sursa mie nu mi se pare foarte credibilă, cum că România a trimis o echipă consulară la granița de la Rafa. Uh-huh. Știți ceva de asta? Eu personal. Nu, nici eu nu știu, n-am auzit. Deci, s-a spus astăzi în ultimile patru minute, Norica, o clipă, Norica, pentru că Norica pleacă, îi lăsăm ultimile minute lui Norica Nicolae. Îți mulțumim, Norica, pentru participarea ta. Data trecută noi n-am apucat să spunem sărut mâna, să spunem de pe acum că iar o să te pierdem. Nu e nicio problemă. Deci, te rog, Norica, ai ultimile minute ale primei ore a emisiunii. Deci, domnul Hartman, le subestimați cinismul acestor nemernici. Așa este. Și eu cred la fel. Că subestimăm cinismul criminal al acestei organizații. Absolut. Da. Noi gândim, avem un tip de gândire, dar nu este în niciun caz la confluență cu al lor. Nu. Și operațiunea e pregătită, este cinică și este susținută extern. Este susținută extern, de acord. Nando, vrei să intervii? O secundică. Apropo de cinism, a fost dată publicității ieri niște imagini filmate în timpul atacului asupra festivalului, participant la festival, un tânăr arab
din Ierusalimul de Est, care era șoferul mașinii, autobuzului care trebuia să-i aducă pe cei de acolo, a fost luat ostatic de către hamasiști. Și a început discuția în arabă. În arab. Ești arab? La care tipul răspunde, sunt din Ierusalim. N-a spus arab. Ce cauți aici? Au început să urle, să țipe la el. Ce cauți aici? A spus, sunt șoferul, nu știu ce. Și ceilalți, o parte dintre ei, au spus, lăsați-l în pace, e de-al nostru, e arab de-al nostru. Aici se oprește filmarea și vine anunțul. După două zile a fost găsit trupul său fără viață. Da, da. Deci acest civil... Apropo de civilism, nu contează exact, cine. Exact, și ar trebui să spunem să punem titlul ce a spus Norica Nicolae. Sunt cinism criminal. Și calculul este cinic și criminal al Hamas pentru folosirea ostaticilor. Norica, ultimul minut, te rog. Eu sper ca lucrurile să se tempereze cumva. Eu îl înțeleg pe Netanyahu, pentru că e și foarte dificil din punct de vedere militar să intri cumva cu trupe mult mai profund în Gaza. Este foarte mică zona. Așa, dar deocamdată Israelul își urmărește foarte clar țintele. Norica Nicolae, mulțumim, să rămână pentru participarea la această emisiune. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Da. Nando, pentru că încă nu auzim muzica în platou care ne anunță, ne vestește publicitatea, să continuăm pe această linie. Cinism criminal, au știut ce au făcut și acum se folosesc de ostaticii izraelieni pentru a pune presiune pe statul izraelian. Cum vede societatea izraeliană acest lucru? Cât mai scurt ca să ne putem încadra. În primul rând, societatea izraeliană, ceea ce mă miră pe mine acum, a început din nou atacurile împotriva lui Netanyahu. Nu e timpul pentru așa ceva. Este cere demisie, a fost acuzat că este mai dur decât Hitler. Am văzut manifestații. Am văzut manifestații. Exact, adică niște chestii care n-au ce căuta acum, în secunda asta, în Israel. Iar ci că de, normal că a fost transmis șeful statului major al armatei israeliene a transmis un mesaj de liniștire către membrii familiilor ostaticilor, în așa fel încât să se aibă încredere în guvern, să aibă încredere în armată și în faptul că se va face totul pentru a fi eliberați ostatici. Îți spuneți în vorbe, dar contează fiecare secundă, contează fiecare sprijin, deși oamenii sunt, vorbesc în primul rând de familii, sunt total nemulțumiți de modul în care acționează atât partea politică cât și partea militară israeliană. Unii dintre ei susțin că trebuie să cedăm tuturor presiunilor Hamas și să eliberăm ostaticii. Hamasul cerând, bineînțeles, eliberarea tuturor deținuților palestinieni din închisorile israeliene. Altă parte dintre membrii ostaticilor se abțin. E greu să recunoști faptul, domnule, că se știe, dacă se va continua, vor fi victime în rândul lor. Eliberarea lor... Este societatea izraeliană capabilă să accepte acest adevăr că o bombă a armatei izraeliene poate să ucide un... fără să știe că este acolo... că este într-unul din tunelul, poate să ucide și ostatici izraelieni. Este societatea izraeliană capabilă să accepte acest adevăr foarte dureros? N-are ce face. Pe această temă, cu acest răspuns foarte realist și foarte real, nu plecați, al dumneavoastră HD Harman, Sarmiza Andronic și cu Nando Mario Varga, ne revedem după publicitate. Nu plecați!